Tablouri semnate de Nicolae Grigorescu, Camil Resu și Ștefan Lucian au fost scoase aseară la vânzare în cadrul licitației Impresionism și Postimpresionism românesc. Vedeta licitației a fost Carul Cuboi de Grigorescu. Prețul de pornire a fost de 100.000 de euro, dar în final tabloul s-a vândut cu 155.000. 155.000 odată, de două ori, de trei ori am judecat Printre preferatele publicului s-au numărat și lucrările Băieți scăldându-se sau Trandafiri, semnate de Camil Resu și Ștefan Lucian. Cele două tablouri au fost vândute cu 26.000 de euro, respectiv 50.000 de euro. Era cineva care a cumpărat o lucrare foarte frumoasă de Camil Resu, Băieți scăldându-se, și spunea mie, zice, dacă aș merge în Occident acum cu Nicolae Grigorescu, cu Carul Cuboi și cu Camil Resu, zice, sigur că s-ar uita toți spre Resu și mai puțin spre Grigorescu. Lucrarea lui Grigorescu ocupă locul al doilea în topul celor mai scumpe lucrări de artă vândute pe piața românească. Clasamentul este în continuare condus de tabloul Aișe de Camil Resu, cumpărat anul trecut cu 160.000 de euro.